Salut și bine v-am găsit în acest nou filmuleț. În acest moment mă aflu în săptămâna 33 de sarcină, 33 plus 3 zile mai exact, cea de-a treia sarcină. Dar nu aș vrea să vorbesc în special despre această săptămână pentru că mare lucru nu s-a întâmplat, ci mai degrabă aș vrea să vorbesc despre ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Mai exact, în ultimii 4 ani am fost însărcinată de 3 ori. Am reușit această mare performanță. Primul copil s-a născut pe 22 iulie 2015, băiețel la 40 de săptămâni și 4 zile, deci peste termen. S-a născut cu 3,205 grame și 52 de centimetri. O naștere naturală cu anestezie epidurală. Foarte important de reținut. Iar cel de-al doilea copil, adică o fetiță, a venit pe lume pe 28 noiembrie 2015, la 40 de săptămâni și 2 zile, la fel peste termen, cu o greutate de 3 kg 360 de grame și 50 de centimetri. La fel, o naștere naturală, dar fără anestezie epidurală, ceea ce nu a fost prea plăcut. Travaliul a durat la cea de-a doua sarcină foarte mult, deși se spune că cea de-a doua naștere, pardon, cea de-a doua naștere este mai ușoară decât prima și cea de-a treia este și mai ușoară. La mine nu a fost așa. Prima naștere a fost mult mai ușoară decât cea de-a doua. Travaliul a durat undeva la 6 ore, iar cum spuneam, cea de-a doua naștere a decurs mult mai greu, iar travaliul a durat undeva la 16 ore. Acum sper că nu o să fie din ce în ce mai rău și că la a treia sarcină o să dureze travaliul undeva la peste 16 ore. Sper să fie măcar la fel de ușoară nașterea cum a fost la primul copil. Termenul pentru cea de-a treia sarcină acum este 30 august, dar poate să vină și cu o săptămână, două în plus sau în minus. Având în vedere că ceilalți doi copii au venit la peste 40 de săptămâni, aș presupune că ar fi și acum la fel, dar nu se știe, o să vedem când o să vrea să vină și când o să fie pregătit. Aceasta de cea de-a treia sarcină a fost una neprevăzută. Îmi doream 3 copii, dar nu neapărat în momentul în care s-a întâmplat, pentru că Ingrid, cel de-al doilea copil, fetița, este încă micuță, adică diferența dintre ea și cel de-al treilea copil o să fie de 1 an și 9 luni, undeva aproximativ. Iar când am aflat de cea de-a treia sarcină, Ingrid avea 1 an și 2 luni. Și mi se părea cumva imposibil să am grijă de Ingrid, care este destul de micuță, și de încă un bebeluș. Dar cu timpul mi-am dat seama că Ingrid o să mai crească și am început să văd lucrurile mult mai pozitiv. Și cum îmi doream 3 copii, am spus că dacă este acum a fost momentul să vină, atunci să vină și o să mă descurc cumva, sper. Această cea de-a treia sarcină, cum spuneam, pe lângă faptul că a venit pe nepusă masă, ca să spun așa, a fost și foarte, foarte dificilă. La modul că, dacă la primele două sarcini, perioada în care m-am simțit rău era undeva la 3 luni,
primele 3 luni, maxim 4 luni și nu pot să spun că mi-era atât de rău încât nu puteam mânca absolut nimic sau... Adică au fost, ambele sarcini au fost destul de ușoare, dar normale, poate o zi mai bună, alta mai proastă, o zi în care puteam să mănânc, alta zi în care nu puteam să mănânc. Dar în această a treia sarcină a fost cu totul și cu totul diferit. În primele 6 luni jumate mi-a fost foarte rău. De-abia am reușit, cred că în primele 6 luni, să iau undeva la 3 kg, cred. Am plecat de la 64 de kg. În primele 3-4 luni am ajuns la 62, am scăzut. Și de-abia acum, la 33 de săptămâni, am 68, aproape 69 de kg. Dar asta pentru că acum de aproximativ 2 luni, să zic, mi este mai bine și pot mânca chiar orice. Am poftă și nu mai am repulse aia. Numai când deschizi frigiderul îți vine să-l arunci pe geam. Chiar de 2 luni mi-e mult, mult mai bine. Această perioada s-a încheiat pur și simplu brusc. Adică mi-a fost rău până la 6 luni și ceva, după care, dintr-o dată, nu mi-a mai fost rău, fără să fac absolut nimic, deși am încercat și supozitoare împotriva grețurilor și omeprazol, pentru că aveam tot timpul aciditate la stomac și orice aș fi mâncat sau poate chiar dacă luam o gură de apă, simțeam pur și simplu că rămâne în gât din cauza acidității și am încercat tot felul de variante, bineînțeles prescrise de medicul ginecolog, dar niciuna din variante nu m-a dat rezultate. Și atunci, pur și simplu, perioada a trecut de la sine. În această perioadă am continuat să merg la muncă, deși mi-era foarte, foarte rău, dar îmi făcea mai bine și faptul că ieșeam câteva ore din casă și nu stăteam doar aici pe canapea întinsă. Acum, în 2 săptămâni, vreau să se intru în concediu prenatal deja. O să nasc la altă clinică din München, pentru că nu am fost 100% mulțumită la ultima naștere și aș vrea să încerc la altă clinică, poate acolo situația va fi altfel. Nu am fost mulțumită din cauza faptului că anestezia epidurală, deși am cerut-o la un moment dat, pur și simplu nu a reușit. Eu nu auzisem de așa ceva până atunci, dar anestezista mi-a spus că nici el nu i s-a întâmplat niciodată așa ceva. Pur și simplu nu a reușit să introducă anestezicul în coloană. Din ce cauze, nu știu, nici și ea spunea că nu știe de ce. Ideea e că acolo este o clinică mai mică, unde am născut ceilalți 2 copii și sunt decât 2 anesteziști. Unul care a fost la prima naștere și cu care a decurs totul foarte ok, adică anestezia a reușit din prima și a avut o naștere ușoară, cum spuneam. Și mai este doamna anestezistă care a fost la nașterea lui Ingrid. Și șansele ca la a treia naștere să fie tot dânsa sunt destul de mari, adică 50-50 aș putea spune. Și n-aș vrea să risc. Și atunci am zis că prefer să aleg altă clinică, măcar acolo nu știu. Am citit comentarii, bineînțeles, pe net despre clinica respectivă, sunt păreri și pro și contra, cum sunt peste tot, dar prefer să încerc în altă parte decât să dau fix peste acea doamnă anestezistă care a fost la nașterea lui Ingrid.
Despre săptămâna asta cu Sprea la început nu am ce să spun, cum nu am ce să spun nici despre ultimele săptămâni, pentru că totul decurge normal. Bineînțeles că mă simt așa foarte mare, ca să spun așa, deși eu nu am luat mult în greutate, dar burtica a crescut destul de mult, sunt și ceilalți copii, în special Ingrid, care este mai micuță și vrea în brațe sau nu se simte bine cum a fost acum câteva zile. Și probabil că de asta mi-e un pic mai greu să mă deplasez, din cauza durerilor de oase, mușchi, ligamente. Dar sunt lucruri normale în săptămâna asta de sarcină, nu este nimic deosebit. Săptămâna asta, la sfârșitul săptămânii, în weekend, o să serbăm ziua lui Basti, care împlinește 4 ani. Și sper să fac față situației din weekend, pentru că pe lângă faptul că trebuie să pregătesc tortul și prăjiturele și tot felul de muffinsuri cu diverse ornamente pentru grădiniță, trebuie să mergem sâmbătă la un loc de joacă, acolo unde serbăm ziua, acolo unde o să vină pe lângă verișori, bunici, mătuși, o să vină și copiii de la grădiniță, prietenii de la grădiniță cu care se înțelege cel mai bine și părinții acestora. Și o să fie destul de complicat. Probabil că o să ne împărțim. Eu o să stau cu Ingrid mai mult pentru că și ea are foarte multă energie și este ca un băiețel, nu are stare deloc, e mai rău ca Basti. Basti o să stea mai mult cu Vio și o să fie supravegheat de el la modul ăsta. Dar și iar eu o să stau mai mult cu Ingrid, doar că o să fie un pic mai complicat să alerg pe acolo după ea și să mă aplec după toate jucăriile, mingiucile și eu știu cu ce vrea să se mai joace pe acolo. Dar sper să reușesc să trec și de weekendul care vine. În schimb, aștept cu mare drag să pregătesc tortul și să-i lornez și să-l văd că e fericit și că e mulțumit și că îi place. Și să vedem ce va fi după săptămâna asta. Eu, momentan, am contracții care câteodată mă cam pun pe gânduri, dar sper să rămână acolo unde este bebe până la cel puțin 38 de săptămâni ca să fie născut la termen. Și dacă vrea să vină până la 40 de săptămâni, e ok. Dacă vrea să vină după, e ok și așa. Nu mai să rămână până la termen, până la 38 de săptămâni. Asta este foarte important. Cam atât în acest video. O să urmeze probabil un filmuleț legat de ziua lui Basti săptămâna viitoare. O zi frumoasă vă doresc!